care să mănânci de la Mac, când poți să-ți faci minunăția asta acasă. Și ești mult, mult mai ieftin. Dacă vreți cartofi, vă faceți voi acasă. Ce bine e să mănânci când ți-e foame. Nu uitați că oricine poate găti. Poftă bună! Bruh, man! E gata, man, hai să filmăm rețeta de burger, man! Sunt frumos? Sunt bine, ară bine? Ce să vă zic? Decât că astăzi vom face un burger foarte simplu. Cheeseburger, burger, depinde. Unor te duci la restaurant și comanzi burger și îți vine cu cașcaval. Gândește-o eu, ăsta ar trebui să fie cheeseburger. Burger pe buget, ca să zicem așa. De ce pe buget? În primul și în primul rând avem o carne tocată foarte basic, de vită, luată de la un supermarket, vrac. Dacă vă luați direct chiftelele de burger, o să vă coste puțin mai mult. Procentul de grăsime este de 20%, 80 cu 20, cam asta trebuie să fie. 250 de grame am, voi face 2 burgeri. Pe lângă chifteaua de burger vom avea nevoie, bineînțeles, de chifle de burger. Le-am luat pe cele mai ieftine, tot dintr-un market. Vom pune niște cheddar, puteți folosi inclusiv brânză topită feliată. Niște bacon, 2-3 feliuțe. Nu trebuie să puneți nici bacon și nici cașcaval. Dacă vreți să fie pe bugetul cel mai buget, puteți să-l faceți aproape doar cu carne. 2-3 feliuțe de roșii românești, de țară, frumos. Uitați-vă la ele cât de frumoase sunt, cât de frumos arată, cu defecte cu toate alea. Niște castraveți murați de la soacră mea, soră mâna doamnă, și o să pun 2-3 inele de ceapă. Astăzi facem un burger chiar pe buget. Vă voi face și o rețetă de burger cu tot cu cartofi făcuți, cartofii perfecți, o povestesc. Da, să facem rețeta asta simplă, pentru că de ce nu? Uneori nu vrem să ne complicăm și îl voi face la tigaie, nu la grătar, nu la tigaie grill, nu la nimic. Tigaie. Bun, hai să începem. După cum vă ziceam, am aici 250 de grame de carne. Ea era puțin congelată, că na, așa se mai întâmplă pe la marketuri. Trebuie să o scurgeți, să o strângeți, să o tapetați cu niște hârtie, ceva, ca să eliminați excesul de apă. Voi lua cărnițul, îl voi împărți în două. Luăm frumos așa, facem cu mânuțele. Și cam asta ar fi chifteaua de burger. Scoatem niște hârtie de copt. Punem așa între ca să nu avem probleme, o presăm, dacă nu aveți presă specială de burger, o descurcați cu mânuțele. Puteți să-l întindeți inclusiv într-o farfurie, ceva, eu am ales să-l întind așa ca să nu mă mozolesc și să nu mă astea. Ia uitați ce chiftea frumoasă. Aveți grijă că am întins-o atât de mult deoarece carnea se va strânge. Da? Mereu chifteaua de burger se strânge. Așa că o întindem frumos. Avem două chiftelțe de burger aici. Acum luăm roșiuțele, le tăiem capetele. Aici avem două felii groase sau trei mai subțiri. O să fac trei mai subțiri. Astea nu le aruncați, vă dați seama. Le mâncați. Castraveciorii murați. Și niște inele de ceapă. Și desfacem inelușele frumos. Ceva complicat? Nu. Simplu ca bună ziua. Nu necesită niciun soi de tehnică. Pentru că oricine, mustră ochii, oricine poate găti. Mai ales un burger. Este simplu ca bună ziua. Mamă, ce usture! Pe urmă avem cașcăvăluțul, brânză topită ce aveți voi și baconașul. Baconașul meu are puțin șorici. O să-l scot. Vi se rupe baconul, vi se doaie mâncarea, vi se... n-aveți nicio treabă, steți acasă. Lejer! Ușor, gătiți pentru voi. Mai avem chiflele pe care o să le tăiem pe jumate. Ușor ca bună ziua. Am uitat să cumpăr salată. Dar nimic, facem fără. Avem toate ingredientele gata. Cred că să faci un burger este mai simplu decât... Cred că e una dintre cele mai simple rețete, efectiv. Hai să gătim burgeruțul. Foc mediu spre mare, îi dăm puțin ulei. Puțin. Vom pune puțin, inclusiv pe cărniți, dar foarte puțin. Îl întindem cu mâna. Puteți să fumegați tigaia, puteți să-l puneți când doar ce ați dat drumul. Ideal ar fi să o puneți în momentul în care tigaia este foarte încinsă. Și să nu uităm că trebuie să facem și un sosuleț. Se sfârie! Mi-mi place să sfârie! Bagi carnea să sfârie, să tacă. Luăm chifteaua de burger. Auzi. O dăm puțin așa, punem și baconul lângă chiftea. Eu pun două felii pentru că sunt subțirele și o să se strângă foarte mult. Am uitat despre sos. Începem să-l facem acum. Ketchup, maioneză, o linguriță de muștar și opțional, dacă vreți, puțin sos iute. Baconul nostru este prăjit destul de mult după gustul meu. Este perfect. Nu este ars, este perfect. Întoarcem și chifteaua. Abia acum adăugăm puțină sare, piper și, foarte important, cășcăvăluțul.
pentru că el se va topi în timp ce chiftea se va găti. Amestecăm sosul. A, uitați ce culoare frumoasă. Ca la fast food, numai că e făcut de voi. Scoatem chifteaua de burger. O punem lângă bacon. Pas opțional, nu e nevoie, dar mie îmi place să-mi prăjesc puțin chifla. Și o punem aici. Luăm și aromele din ulei. Puteți să o prăjiți pe ambele părți, puteți să o prăjiți doar pe o parte. Cum vreți voi. Superb, efectiv superb. Punem sos, eu pun pe ambele. Îl întindem așa. După care venim cu, de regulă, frunza de salată pe care am omis-o. Că... Da. Dar noi o să punem inelele de ceapă. Ideea este să nu puneți roșiile niciodată mai întâi, pentru că acestea vor înmuia pâine. Punem așa inelele de ceapă. Venim cu chifteluța de burger. Uitați ce frumos a topit cașcavalul. Hai să punem roșiile acum. O felie, două felii. Baconaș. Sunt sigur, aproape sigur, că nu asta este neapărat ordinea cea mai corectă. Însă, din nou, gătiți la voi acasă și nu vă interesează, da? Luăm câțiva castravecioare, îi punem frumos. Luăm chifla și uitați-vă și voi. Înseamnă asta este din cărniță, înseamnă că este gătită perfect.